Dacă privim istoria comunismului de obicei din perspectiva celor care au ajuns în vizorul securității, scăpăm, să spunem, cealaltă jumătate a perioadei, și anume a celor care au fost forțați să plece în exil. Din păcate, există puțin cercetători în acest domeniu, în istoriografia noastră. Liliana Coropa, colega noastră, este unul dintre acei puțini cercetători și unul dintre acei și mai puțini cercetători buni. Bună seara! Este un mare pentru mine să particip la această conferință și să vorbesc despre femeile exilului românesc post-belic. Menționez că am participat la una dintre primele ediții ale acestei conferințe, pornind de la domeniul pe care o stăpânesc cel mai bine, și anume de la exilul literar. Am vorbit atunci și despre un poet, o poetă, o prozatoare memorialistă și un critic literar din exil. Cele trei femei au fost Mira Simian, Adriana Georgescu-Cosmovici, pe care mă bucur că a comemorat-o și mi-a amintit de ea aici doamna Doina Jela și, desigur, Monica Rovinescu. Și mă bucur că domnul președinte Daniel Șandru a menționat că cu ocazia centenarului Monica Rovinescu, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoriei va fi implicată mai multe evenimente dedicate acestei personalități de prim rang a exilului. Mă gândeam despre ce să vorbesc de data aceasta și am hotărât să pornesc de la cele două definiții ale exilului, și anume definiția, să zic așa, clasică din dicționar explicativ al limbii române, care spune că exil înseamnă plecarea voluntară a cuiva din propria țară pentru a scăpa de o prigoană. Asta este o definiție foarte largă, pentru că nu se înțelege ce face acea persoană în țara unde este adoptată. Și completarea pe care o fac supraviețuitorii exilului, mai ales din ultimul deceniu, este că exilul nu înseamnă numai să pleci voluntar din motive politice din țară, dar atunci când ai ajuns în țara de adopție, te implici activ, luptezi pentru drepturile omului, pentru continuitatea identității românești, pentru democrație și duce, cu alte cuvinte, o luptă anticomunistă. Eu m-am ocupat de poeții și de prima perioadă a exilului și nu susțin, să zic așa, 100% cu toată inima această definiție, deși totuși țin să le dau dreptate celor care o susțin, pentru că nu pleci în exil ca să te îmbogățești de graș, cum s-a întâmplat în puține cazuri, dar pe de altă parte nu poți să-i ceri unui amărât poet care n-a avut fericirea sau, mă rog, o să își găsească un rost la Paris sau într-un alt centru european sau american, unde erau foarte mulți, era o comunitate bogată de români și unde asociațiile acestea au existat, să-i ceri, adică unui stabilit prin America Latină, unde se plângeau de păianjeni care îi mâncau, și să-i cere aceluia să facă parte din Asociația pentru Drepturile Omului. Poeții, și poeții ar fi o categorie, dar ce facem cu alte categorii, pictori, care nu au acele instrumente, așa, muzicieni, care sunt vocali, dar în domeniul politic și tot așa. Totodată, mă întorc așa ușor spre această definiție în gust. Eu m-am întrebat dacă există în exil femei militante, femei care se încadrează perfect în această definiție îngustă, în această definiție a persoanelor care, ajungând în țară, luptă în continuare și contribuie, într-un fel, la slăbirea regimului comunist din țară. Au fost chiar președinte și vicepreședinți și au condus o instituție. S-a întâmplat la Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, care s-a reînființat în 1977 și a fost chiar condusă mulți ani de o femeie, Sanda Stolojan, pe care o găsim, apropo, și ca cofondatoare a unei publicații. Caierul Est? Da, asta am vrut să zic, a publicației Caierul Est alături de Dumitru Țepeneac. Ceea ce nu este deloc puțin lucru la Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, în conducere s-au mai aflat Ioana și Maria Brătianu,
La un moment dat este implicat în activitatea legii Marie Franz Ionescu și în ultimii ani fiica Doinei Cornea, Ariadna Combi, este vicepreședinte al acestei legi. Și Antonia Constantinescu? Stați că n-am ajuns, nu mă întrerupeți. Despre Antonia Constantinescu am să vorbesc în contextul publicației, pentru că am vorbit acum despre instituții. Publicațiile exilului au fost totuși nu mai importante decât publicațiile în orice altă societate și în orice alt context, pentru că imaginați-vă niște români care erau în țări unde nu se vorbea limba română, erau scriitori care nu mai aveau să publice, nu toți așa repede au învățat limba de adopție, iar ca scriitor să scrie într-o altă limbă. Cei foarte buni au făcut-o și s-au bucurat de succes, dar au fost puțini, însă publicațiile au fost foarte importante. Și pentru că ne referim la impactul politic, au fost multe poete, scriitoare care și-au publicat versurile, dar noi ne referim la militant, la acțiunea aceasta de a lupta pentru drepturile omului și la activitatea anticomunistă. Și aici, în acest context, trebuie să menționăm revista Dire, Buletinul Informativ al Românilor din Exil, care a fost condus de bărbați, dar redactorul și, ca să spun așa, greul pe care l-a purtat pe umeri în contextul acestei reviste a fost o femeie și anume Antonia Constantinescu. Revista Bire, la un moment dat, în ultimii ani, în 83, un președinte al acestui, să spunem un președinte, dar redactor șef, revistei s-a desprins din Bire și a înființat revista Lupta, și deja rolul lui Antonie Constantinescu este mai mare decât chiar apare pe prima pagină. Putem să o vedem așa că a avut un rol mai important sau mai vizibil în orice caz. Din păcate, atunci când vrei să cauți cine este, ce a mai făcut, de unde vine Antonie Constantinescu, nu este așa de ușor și pe multe dintre persoanele pe care le-am găsit așa structuri importante, sunt foarte greu de identificat așa alte detalii din viața și opera lor. Mai menționez o instituție care nu este neapărat politică, dar care a avut totuși o influență mare în, ea se numește Academia Română-Americană de Artă și Științe, adică în domeniul acesta științific, cultural, dar prin reprezentanțe pe care i-a susținut, putem vorbi și despre partea politică aceasta la care mă refeream mai înainte. Această Academie a fost înființată în 1975 de către Monseniorul Octavian Bârlea, dar din 1982 președinte este Maria Manoliu Maia. Și în sfârșit ajungem la, probabil, instituția care a avut cel mai mare impact, nu doar în exil, dar și în România, și anume postul de Radio Europa Liberă. Aici rolul Monicăi Iovinescu este incontestabil și este vedeta, să zic așa, persoana cea mai cunoscută și cea mai cunoscută nu doar în exil, dar și în postcomunism, probabil și pentru că a supraviețuit și pentru că rolul pe care l-a avut prin cele două rubrici pe care le-a ținut regularitatea din 63, Actualitatea Românească, Șteze și Antiteze la Paris, au făcut-o un personaj celebru. Dincolo de jurnale și de opera care a apărut și mai ales după, imediat după căderea regimului comunist, eu m-am întrebat dacă la Radio Europa Liberă au lucrat și alte femei. Și... Doina Alexandru. Stați o secundă, stau pe listă aici. Nu numai Doina Alexandru. Ceea ce am să spun este că am descoperit cam toți reprezentanții importanți ai exilului au avut la un moment dat o colaborare cu Radio Europa Liberă, dar femeile angajate acolo și, cum a spus doamna Gela, Doina Xifta, Alexandru, Crisula Ștefănescu, Ioana Mădură Bernard, Violeta Wilderman, Mary Georgescu, Galatea Ciolănescu, numesc doar câteva. Și ce am remarcat că atunci când căutam biografia lor, spunea soția, luptare, adică toate aceste femei pe care le-am numit au cât un soț tot la Europa Liberă. Poftim? Trudin Dumnezeu. Da. Care cum soție? Este Ioana Crișan. Pe Trudin, ne-am notat-o că doar câțiva, așa, câteva reprezentante, cum mai avem și alte domenii și oricum o să rog pe Lucian Vasile să-mi spună când timpul se apropie ca să... Eu mi-am pregătit 20 de pagini, aici două ore vorbesc. Și de asta am vrut doar să numesc aceste instituții și doar să vă spun că fie instituții foarte importante,
despre Adriana Georgescu-Osmomic, dar am vorbit despre volum, despre cum au lucrat pe urmă cu Monica Lovinescu. Monica Lovinescu a susținut de altfel și apariția altor altor jurnale și a fost comparat jurnalul Adrianei Georgescu-Osmomic cu jurnalul Sonia Larian. Monica Lovinescu a făcut demersul ca să apară acest jurnal. Sonia Larian, la un moment dat, are și un cenacru invitat la ea acasă pe cei mai importanți reprezentanți ai exilului în momente foarte grele și ea fiind foarte bolnavă, pentru că, pornind de la un dicționar al detenției, al femeilor din detenție, aș mai aminti eu și pe Maria Ioana Cantacuzino. Și apropo, avem aici în acest jurnal, am mai impresionat și mai spun o dată, avem aici, nu știu dacă o să găsesc repede, Greu, Jean-Jean, avem niște poezii. A fost inițiativa Clarei Mareș, niște poezii, texte ale Ioanei Cantacuzino, care este, de fapt, mai cunoscută cu numele de Ioana Oorlea. Oana. Poftim? Oana. Oana, am zis, Oana Oorlea. Poftim? Mai tare. Trecem de Sanda Stoloja, mai menționez și pe Sanda Tolopenția, care a fost colaboratoare la, printre multe alte merite, a fost colaboratoare la o enciclopedie, pentru că se cheamă astăzi o zi de om mare, deci vorbim despre femei. Există o enciclopedie a femeilor scriitoare în Continental Write, probabil, nu știu ce are vedere cu Continental, că e editat în America, deci femei scriitoare la nivel mondial și Sanda Tolopenția a făcut articole despre Hortensia Papadadengescu, Henrietta Gonstal, Iulia Hrașdeu, Cela Sierchi, Magda Isanu, Sana Blandiana și altele. Alte scriitoare, unele deja le-ați auzit aici, Mira Simian, despre care am vorbit, este soția poetului Ștefan Baciu, Florica Pațu, Antonieta Bodisco, numele de fată este Iordache, este nepoata lui Vladimir Străinu, care a plecat la Madrid, s-a căsătorit cu un diplomat, ulterior s-a mutat în Germania și a colaborat și la Europa Liberă și la Radio Köln, poetă, scriitoare, dar de fapt o foarte bună latinistă și traducătoare de texte clasice. Aurora Cornu, care sigur vă este cunoscută, Adina Chenereș, care reprezintă unul dintre puținele cazuri de întoarcere în 1990. S-a întors împreună cu Petru Romoșan și a înființat editura Compania, publicând multe cărți, inclusiv Viața cotidiană legată de regim comunist. Adina Chenereș s-a stins din viață anul trecut, în 2022. Rodica Iulian, Gabriela Milenescu, așa mă dau aici, și pe Herta Iulia, care cu opera ei despre România comunistă s-a afirmat și a luat și primul Nobel. Yvonne Rossignol, care are rătăcini franceze, dar a scris în limba română în revistele Exilului. Și așa cum vedem, am trecut deja ușor, ușor de la acea definiție îngustă a Exilului și am trecut la celelalte categorii. Am ajuns la pictor și vă arăt aici un album, se numește Artiști români în Occident. El a apărut în 1986 în limbile franceză și engleză și am fost plăcut impresionată, că am zis, hai să vedem dacă are femei, dacă sunt pictoriți aici. E o listă, o să încerc așa să parcurg unde am pus-o așa. Și e vorba nu doar de pictori, e vorba de graficiene, ceramiste, ilustratoare, sculptorițe, specialiști în gravură, de arhitectură și design. Ar fi Antoaneta Binder, Luiza Constanța Savete, Adina Caloiescu, Georgeta Crainic, Valinca Diaconu, Maria Drog, care apropo s-a stabilit în Spania și are și o stradă în Madrid, fiind considerată cea mai importantă pictoriță a timpului ei. Natalia Dumitrescu, care a fost alături de Brâncuș în ultimii ani, împreună cu soțul. Sanda Dinca, Edith Gros Orescu, Carmen Groza, Rodica Iuliescu, Sanda Nițescu, Sanda Nițescu, Nina Batale, Nina Batale, despre care Monica Lovinescu a vorbit chiar la Europa Liberă. Ea a făcut celebrele portrete ale scriitorilor din exil, cel mai cunoscut fiind al Mircea Eliade, dar avea și ea un, să zic, casa deschisă pentru membrii exilului și a vizitat-o foarte cunoscuți și celebri
personaje, personalități din tot felul de domenii. Mai era Olga Porumbaru, cu o biografie excepțională. La un moment dat am citit despre ea, că timp de 9 ani a fost arhitect de interior pentru toate palatele și clădirile din Kuwait. Și gata, repede mai trec așa. De asemenea, sunt muziciene iarăși foarte multe și de data aceasta nu o să le mai ieșesc când mi-a permite timpul, dar am vrut să spun că am căutat în biografia muzicienilor care s-au afirmat, sunt unii pe care poate nu-i cunoaștem sau pornind aici cu o școală foarte bună, n-au avut toți posibilitatea să afirme în exil, dar totuși aș vrea să o amintesc pe Virginia Ziani, care a fost timp de 20 de ani prima donă a teatrului de operă din Roma. Nu mai spun acum la câte premii a luat și pe câte scene internaționale a cântat. Soprana Gabriela Cerbolea, care a plecat în 1971 invocând motive politice, a cerut azil politic în Suedia, după care s-a stabilit în Italia. După ce a fost o cântăreață foarte apreciată, a fost director artistic al multor festivaluri muzicale, a scris manuale în domeniul muzicii, pentru că se trece la Institutul Cultural Român, a cărui misiune este promovarea culturii și a valorilor românești. Asemenea nume au făcut onoare României și fără instituții de stat și fără de multe ori chiar în pofida regimului din România, ei s-au afirmat și s-a vorbit despre România într-un context, zic așa, superlativ. Ne putem întreba ce ar avea legat de exil Mariana Nicolescu. Să știți că atunci când căutați biografia ei, nu o să existe niciun patos, să existe tot așa foarte consecvent și frumos. După ce a făcut școala cutare, a luat cursa cutare, adică nimic despre regimul comunist și nimic despre exil. Dar dacă cauți un pic mai mult și dacă totuși urmărești asta cum am urmărit eu, o să vedem că la un moment dat a luat o bursă, dar trebuia să se întoarcă. Și pentru îndrăzneala de a nu se fi întors în țară, ea a fost condamnată la 5 ani de închisoare în absentia. Și sunt multe alte, și asta spune chiar ea într-un interviu, într-un volum de Sandra Pralong, de ce m-am întors. Pentru că am vorbit de instituții politice, parcă se aude așa mai cu eco. Am ajuns la domeniul sportului și vreau doar să spun că chiar dacă Nadia Comăneci a plecat cu doar câteva luni înainte de căderea regimului comunist, lovitura pe care i-a dat-o regimul a fost mai puternică decât activitatea multor asociații și comitete din exil, dar de fapt nu despre Nadia Comăneci am vrut să vorbesc așa, pentru că este foarte cunoscută, s-au scris cărți despre ea, dar mai există sportiva care destin m-a impresionat și anume Angelica Rozeanu, născută Adel Stein, s-a născut în 1921. La vârstă foarte tânără a devenit campioana națională a României. Este în cartea Guinness pentru cea mai valoroasă jucătoare în domeniul tenisului de masă din istoria mondială a acestui sport. Ea a avut de suferit și în timpul guvernelor legionare carliste, pentru că din 1940 până 1945 s-a interzis să joace din cauza originii evreiești. Nici după 1945 a revenit pe scenă și a luat medalii după medalii. În total a luat 17 medalii de aur, 5 de argint, 7 de bronz. Nu mai există în istorie. A fost și prima femeie care a luat un titlu mondial din România. Și prima care împreună cu Ela Zeller, Constantinescu Zeller, a câștigat la dublu feminin un titlu european. După schimbarea regimului comunist, la un moment dat ei s-au imputat, ei și familiei, nu evreitatea, ci condiția burgheză. Și în 1960 pleacă într-o vizită în Austria și se stabilește în Israel. Nici în Israel nu a fost foarte ușor, dar așa cum se întâmplă atunci când alegi calea exilului, a fost, numele ei a fost interzis și nu s-a mai auzit nimic de ea. Mai sunt
categorii la care nu ne oprim, pentru că nici investigațiile mele nu sunt prea avansate, dar nici timpul nu ne mai permite, și anume, în afară de pictori, artiști, muzicieni, scriitori, politicieni în exil s-au stabilit și s-au afirmat, actori, matematicieni, cadre didactice, savanți, medici, persoane persecutate din motive religioase. Și pentru că am vorbit aici nu doar despre, mă rog, colegii au vorbit despre destine tragice, vreau și o să atrag atenția că foarte puțini s-au afirmat în exil, dar de obicei, mai ales atunci când m-am ocupat de poeții din exil și a trebuit să le urmăresc biografia. Sunt foarte mulți poeți care în România au scris și s-au afirmat, dar când au ajuns în exil, n-au mai publicat niciun volum. Mihai Usache, de pildă, ar fi un exemplu, Bian Corlaciu, dar nu vorbim despre ei, că sunt bărbați. Și aș vrea să vin cu destinul dramatic al unei femei. M-am ocupat de corespondența lui Busuioceanu. Busuioceanu a plecat în 43 la Madrid în calitate de consilier cultural. El a lăsat în țară o fată, un copil pe care nu l-a revăzut niciodată. Era vorba de Oana Busuioceanu. Soția lui a fost Lia Busuioceanu, profesoara printre altele de pian a luat un lupu. Părinții au divorțat. Busuioceanu s-a stins în 63, dar atunci când îi moare și mama, unica Busuioceanu putrește să emigreze și era o persoană foarte calificată. Era una dintre puținii traducători din italiană și spaniolă veche, din secolul al XIV-lea, al XVII-lea și a publicat multe volume în țară, la edituri prestigioase, Univers, Minerva, Meridiane. A publicat printre autorii traduși, se numără Dante, Fogarel, Fogazzarello, Sacchetti, Aretino, Dolce, Pino, Lomazzo, Ibanez și alții. În Italia n-am fi aflat de destinul ei dacă nu ar fi avut o corespondență cu Walter Bimmel. Walter Bimmel este un filozof stabilit în Germania, cu părinții din zona Brașovului și a Sibiului, care vorbea românește din neamț, care s-a emigrat, dar care a avut relații foarte bune cu Busuioceanu și după asta a avut o corespondență cu fata lui. Și din această corespondență vedem totuși cât de greu le-a fost celor mai mulți să-și găsească un rost. Oana Busuioceanu cu greu și-a găsit un post de bibliotecar, dar până la asta trece prin mai multe etape, tabere de refugiați. Și era atât de săracă și după ce și-a găsit jobul ei american, încât Walter Bine l-a ajutat financiar și din banii primiți și cumpăra o pereche de cizme sau un televizor. Adică există două fațete ale exilului și noi suntem tentați așa să ne uităm la cei care au reușit. Dar exilul, așa cum este o fațetă tragică și dramatică, așa cum sunt și altele din perioada comunistă, și cu atât mai mult trebuie să-i apreciem pe cei care au reușit să se afirme și să-i cunoaștem, pentru că nu prea se mai vorbește de ei în țară, chiar dacă nu mai avem, să zic așa, cenzura aia în timpul regimului comunist, dar foarte mulți au fost destine frânte, care poate că într-un alt timp și având alte condiții ar fi continuat pe potriva inteligenței și a talentului lor să se afirme în continuare. Mulțumesc, felicit pe colegul Lucian Vasile pentru că a avut inițiativa acestei conferințe și mulțumesc că m-a invitat. Fie de interiorul țării, fie de regimului comunist. Nu vreau să abuzez niște timpuri, nici de dărerea voastră, așa că vă mulțumesc încă o dată pentru că ați participat la a patra ediție a conferinței Femei în Comunism și vă propun să ducem discuțiile pentru că mai informat după ce, să zicem, încheiem oficial acest eveniment. Vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani femeilor.